Bună, dragilor, și bine ați venit sau revenit la un nou vlog. Nu-mi place deloc cum se vede lumina asta. Am zis să-i vedeți și pe dumnealor, pe ștuci, că nu i-am mai filmat în ultima vreme. Dragii de ei, ei nu se plâng de căldură. Bine, se evaporă foarte repede apa și trebuie să le completez frecvent. Dar ei au poftă de mâncare, sunt jucăuși și veseli ca de obicei. Le-am servit un mic dejun. Kitty și-a mâncat deja primul mic dejun, probabil într-o jumătate de oră, oră o să vină după al doilea. Eu mă apuc de treabă. Sunt în continuare răvășită de căldurile astea urâcioase, dar munca-i muncă, cam trebuie să stau cu aerul condiționat, din păcate. Ne bucurăm totuși că avem aer condiționat, că avem căsuță, că avem peștuci, pisici drăguțe și că avem de muncă. Eu am un pic cam mult, sau mă rog, mai mult decât mi-aș dori. Cu timpul stau prost, dar sănătoși să fim, că în rest le-o duce pe toate. Ne auzim mai încolo. Cel puțin așa mi-am propus să încerc să filmez cât de cât, măcar câte ceva în fiecare zi, deși e cam greu. Vreau să ajung și la sală, trebuie mai făcute și niște cumpărături, dar hei, ne organizăm noi cumva și le-o face pe toate. Mi-a trebuit și pe la Mega Image după sală. Nu mai aveam deloc popcorn și am avut niște grăunțe de alea clasice, că mie îmi plac floricelele făcute cu grăunțe de porumb, pur și simplu, dar nu știu pe unde sunt și n-am găsit la Mega decât varianta asta. Și s-au mai legat de mână niște chestii. Asta este 9 lei și am găsit-o cu 15 lei și ceva la Lidl. Am luat o baghetă, niște covrigei dintre ăștia pentru bere, că au fost foarte buni. Am luat Florin când am fost în Bulgaria. Tata aseară avea chef de ronțăit ceva, dar n-am mai avut decât câțiva și la meci, că de asta cu meciurile e treaba, avem floricele, covrigei și am luat un 7-Up dintre ăsta zero, că poate mai facem o băuturică așa refreshing de vară și am găsit și șvepsul ăsta, Blueberry Mojito, eu nu știu dacă l-am încercat pe ăsta, știu că am mai băut un șveps de ăsta colorat, dar aș crede eu că era de grapefruit, parcă nu ăsta Blueberry Mojito a fost. Și am luat două cepe, că vreau să fac mâine o salată de vinete, avem și niște vinete de la piață. Am găsit măgura bubblegum și am luat vreo câteva. Nu prea găsesc măgura dintre astea în sortimentele alea frumoase pe care le tot arăt în cutiile Boozebox, din păcate. Aici avem un gânditor cu floarea asta pe care trebuie să o replantez. Ia uitați-o cât de lungă s-a făcut. Și nu știu cum să... O să trebuiască să găsesc o metodă să o agăț de ceva, că e păcat de ea. Sprijinită aici de chiuvetă, mă rog, de chiuvetă, lângă chiuvetă, am trei vinețele, că nu pot să spun vinete, sunt mititele, așa, anume sunt mititele, ca să încapă în fraier, că nu-mi place să miroase toată casa a vinete coapte. Nici în bloc nu-mi place când coc vecinii, sincer, un pic mă deranjează, parcă. Nu mai vedeți, aici le spăl, eu întotdeauna le spăl înainte de a le coace, probabil pentru că așa am fost obișnuită de la țară, că uneori mai erau stropite vinetele cu diverse soluții și nu vreau să le coc așa cu soluțiile cu care ar fi putut fi stropite. Mă gândesc că toți agricultorii le stropesc. Eu le tai codițele pentru că altfel nu ar încăpea în cuva de la fraier. O să le pun în folie și cam jumătate de oră le las. Scuzați-mă că vă țin așa. Asta e cuva și o să vă arăt după ce le pun, că nu prea am cum să filmez așa. O să pun folie aici. A venit și Kitty. Hai să rezolvăm treaba asta aici. Aproape că erau să nu încapă, dar la fix au intrat toate trei în cuvă.
Eu folia o pun în primul rând ca să nu murdăresc cuva asta foarte tare și să-mi fie mai ușor să fac curat. Și în al doilea rând, că dacă vinetele sunt învelite bine acolo, toată temperatura rămâne la interior și se coc mai repede. Părerea mea. Și le bag la fraier, că să știți că nu miroase absolut deloc în casă. La salata de vinete o să pun un gălbenuș crud. Să știți că e de la ai mei, adus săptămâna asta, și pentru că vreau să fac ceva și cu albușul, am mai spart încă 3 ouă pe lângă albușul acela. O să le bat bine, o să pun 50 de grame de unt, făină și niște dulceață de cireșe și o să le fac la fraier, pentru că nu am nervi și răbdare să pornesc cuptorul. Asta am spălat-o, că e nefolosită, cred, de vara trecută și... punem și zahăr aici, că n-avem nimic dulce, asta este destul de acră. Cam așa se prezintă situația. Nu uitați de amestecăciunea asta. O să mai las un pic asta să se usuce, că se usucă imediat. O să-și spreiesc un pic de ulei și punem treaba asta, după care punem un pic de dulceață și merge la fraier. Eu ca ulei îl folosesc pe ăsta, de la Lidl l-am cumpărat, iar forma asta este comandată cam pe vremea când am comandat și primul fraier, că sunt la al doilea, de pe EMAG, și o să încerc să vă las link. Dacă nu găsiți link în descriere și vă interesează, scrieți-mi și o să revin. Am și 2 sau 3 clipuri și am tot zis că, uite, și acum mergea să fac un clip cu rețete pentru dumnealui fraierul, dar vreau să fac de toate, am fost și la sală și s-a terminat timpul și vrem să mai și mâncăm și trebuie să mai și trăim. Câteva zile mai târziu am evadat, mergem la Casa Don Pedro, este în localitatea Vânătorii Mici, undeva în județul Giurgiu. Am ieșit pe autostrada București-Pitești, am ajuns de vreme la deschidere și bineînțeles că am fost primii. Am ales să mergem vineri ca să evităm aglomerația din weekend. Prețurile sunt decente, atât la bar cât și la terasa unde am mâncat la prânz. Acesta era un mojito. La prânz ne-am luat mici și l-am servit și pe dumnealui. Dragul de el, ce masă savuroasă a avut! Am fost și până la Megare, unde am luat mărunțișuri de ronțăit. Mai exact, ciocolățele și napolitane dintre astea de la Sly, fără zahăr, câteva. Și am găsit în mod surprinzător această hârtie igienică de la Pufina, cu aromă de cocos, și să știți că miroase foarte, foarte bine, așa prin ambalaj, miroase divin. A fost un pic cam scumpă, cred că am dat 17 lei pe cât 6 role, dar să sperăm că persistă mirosul și în baie. În orice caz, așa prin ambalaj, are un mare like de la mine, că știți că îmi place cocosul. Bună seara, această pisică tocmai s-a ridicat, stătea tacticos aici pe pernuță. Spune-mă, iubita, numai pe pernă trebuie să stai tu, nu? Tacticos. Stăm aici la răcoare. Spune bună seara. Spune. Hello. A zis hello. Mai zi o dată. Cum ai zis? Am mâncat bine. Mai are aici niște cină, dar deocamdată avem program de scărpinat și de joacă. A zis că să nu mai stau atâta cu telefonul și să mă joc cu ea. Așa ai zis? Da, e părerea ei permanentă. Voiam să filmez treburile astea două, dar cred că am alte priorități momentan. O să vă arăt doar sandalele și plicul ăsta drăguț de la Maison Olfactiv. Îl desfacem mâine, sper să fie o zi mai productivă pentru YouTube. Azi am făcut curățenie toată ziua și diverse treburi administrative. Am vrut să vă filmez, am udat grădina acum, că se usucă absolut totul. Nu reușesc cu o mână, dragilor. Am aici niște sandale de la Geox, sunt haurii, așa arată ele, le-am probat în vin, din fericire. O, ce drăguț e ăsta, e talpa asta, Geox Respira, cred, din asta foarte confortabilă și este foarte confortabilă. Sunt din piele și partea de deasupra și branțul.
că încerc să mi le iau așa, dacă se poate. Le-am comandat de pe Fashion Days, că aveam un rest de voucher și expira pe 9 iulie, așa că le-am luat pe dumnealor, abia aștept să le iau la purtat și desfacem mâine colețelul de la Maison Olfactif, unde avem și ceva parfumat și ceva pentru față. Deocamdată o să mă relaxez, încerc să mă relaxez un pic înainte de culcare, pentru că sunt frântă de oboseală, fizic vorbind. O să vă fac poftă și cu astea. Am primit cogoș, evident. Nu de la vecina Gina, de la vecina Nina de data asta. Ce vecine, Kitty, ai! E deja a doua zi, suntem tot aici. Kitty e alături și doarme în camera Evei, unde, pe care nu prea nu folosim, dar de fapt o folosesc doar ai mei când vin pe aici. E mai răcoare, că nu sunt oameni acolo. Aici fâșie aerul condiționat. Sper să nu vă deranjeze. Am lăsat aici sandalele, o să le duc în camera Evei. Dar haideți să descoperim produsele drăguțe de la Maison Olfactif, să vedem cum fac să o desfac fără prea mult zgomot. Avem plicul ăsta super drăguț, încă un plic. Cu bule sunt amândouă, că probabil avem aici un parfumel înclin să cred eu. Arată ceva foarte interesant. Este o cremă, dacă nu mă înșel, de la Imar, San Elixir cu SPF 50. Wow, arată foarte elegant cutia asta. O punem aici alături și o revedem, o vedem curând. Wow! Și, deci avem 3 produse de care sunt super încântată. Parfumul, hai să vedem dacă... Dress Code Naked, Le Fenomen, Le Feromono. V-am spus eu acum ceva timp, când am fost tot la invitația Anei Maria Tătucu, Beauty Barometer de la AMT Comunicare, la lansarea brandului Maison Olfactif la Băneasa. O să vă las link către clipul acela în descriere. Am mirosit atunci parfumelul ăsta, Dress Code Naked. Parfumurile astea de la Maison Olfactif sunt altfel. Nu o să le întâlniți așa toată ziua pe stradă, sau vor fi niște mirosuri diferite, ceea ce e greu de obținut în ziua de azi, că foarte complicat este să reușești să ieși din tipare. Haideți să îl testăm aici. Chiar uite ce bine că nici nu m-am parfumat azi. Am dat 2 fâsuri, ele sunt foarte puternice, să știți, și o persistență destul de mare. Foarte interesant. Au 3 game, vă spuneam atunci, sau cel puțin așa am reținut de atunci, și acesta este feromono. Din gama hormonale, din ce țin eu minte. Ce bine miroase! Avem tendința, nu știu cât e de potrivit pentru o zi așa de călduroasă de vară. Este un parfum tare, puternic. O să vă inserez pe aici, pe undeva, și notele dumnealui, o să le caut pe net. Eu o să-l folosesc cu foarte mare drag. Sticluța asta este numai bună de călătorii, pentru că e bună de bagaj. Are un ambalaj, are 10 ml. Mai am una pe care v-am mai arătat-o și știți că îmi place. O să o folosesc și pe asta cu foarte mare drag. Haideți să vedem rujul și dacă știam numărul și am înainte. Rujul, care de fapt este un lip gloss, tot marca Maison Olfactif, acesta este soarele ăsta, e semnul lor. The Full Lip Corrector Carnal Affair, din nou a ales o denumire super interesantă, avem Dress Code Naked și Carnal Affair. Spuneam că este un lip gloss cu peptide, care a fost creat, din ce am citit, pentru a hidrata buzele, pentru a stimula secreția de colagen, pentru a le face să arate mai sănătoase și mai pline. Ce nuanță interesantă! Avem puțin roz, puțin bej, puțin cărămiziu. Hai să aplicăm un pic peste. Foarte interesant. Eu mi-am dat cu Lover 15 și cu puțin lip gloss acum vreo oră, două, dacă e să mă gândesc mai bine. Stați să vă pun un pic mai drepți. Interesantă culoarea și se blenduiește foarte bine.
Eu personal l-aș folosi și ca blush lichid. Ia uitați-vă ce interesant. Dacă ar fi să fiu, de exemplu, undeva unde să n-am foarte multe cosmetice la mine, de obicei să știți că mai fac asta când plec cu bagaj light, să-mi iau un ruj sau un lip gloss, astfel încât să-l pot folosi și pe post de blush. Asta este interesant și foarte, foarte, foarte mult îmi plac denumirile. Le găsiți pe site-ul celor de la Maison Olfactiv. O să încerc să fac timp să vă las niște linculețe în descriere. Și haideți să vedem și crema, care este de la Imar sau Imar. Mea culpa dacă, dacă nu am... nu m-am documentat înainte. Înclin să cred că aici se răsucește ceva. Mă bate tehnologia. Are aici un orificiu, după cum vedeți. Capacul... se desfiletează capacul ăsta, dar... e din ăla airless. Ceea ce îmi place la un ambalaj. Nu-mi place să trebuiască să deschid cu totul și să intre toată compoziția în contact cu aerul. Dar de ăsta chiar că n-am mai avut. Hai să îl desvirginăm împreună. Înclin să cred că e așa, o pompiță cum sunt cele de la... Eu n-am mai avut pompiță de asta decât la... Hai, PC! Decât la acetona aceea de la Farmec, dar nu reușesc să... N-am făcut ceva bine. O să încerc să-l mai răsucesc o dată. Ar trebui să se întâmple ceva pe aici. Perseverența este cheia. Uitați-vă ce interesant. Fâs. Mirosul este pentru mine important și, sincer, îmi doresc produse care să miroase frumos. Nu foarte puternic, dar plăcut. Aici nu știu de ce. Mi se pare că miroase un pic a cacao. Uitați-vă și voi. Ce luminozitate și ce efect de glow oferă crema asta pe față. O să revin într-un vlog viitor, o să mi-o aplic pe față, pe mână, o să mi-o aplic pe față și o să vin să vă povestesc cum a fost. Bucățica asta e păcat de ea să o irosim, așa că dacă pe față sunt machiată, o să mi-o aplic pe decolte unde nu am avut machiaj. Și da, mulțumesc pentru ocazia de a testa această cremă. Pare a fi una foarte interesantă. Nu că parfumul nu mi-ar plăcea, dar crema asta m-a surprins așa la o primă aplicare pe mână. O să închei aici vlogul acesta. Cer scuze de la voi că nu am reușit să mai postez la fel ca înainte. Eu cred că de la căldură. Sau poate că s-a adunat oboseala, dar în orice caz căldura asta pe mine mă termină. Nu mai am energie, nu mai am randament. Am avut și foarte mult de lucru, ce-i drept. Dar înclin să cred că, în primul rând, căldura este de vină pentru lipsa mea de energie și pentru absența mea de aici săptămâna aceasta. Am reușit cu foarte mare greu să editez vlogul din Bulgaria. De filmat am filmat foarte mici bucățele, nici măcar toate cumpărăturile nu am reușit să le filmez, dar eu știu că voi o să rămâneți acolo și că mă iertați pentru lipsa de această săptămână. Să sperăm că săptămâna viitoare o să mă mobilizez mai bine. Am ajuns să stăm cu aerul condiționat cam toată ziua, din păcate nu-mi face bine la sinusuri, dar asta e, nu se poate nici fără, că e mult, mult, mult prea cald. O să mă duc să filmez un clip de Empties pentru că s-au adunat foarte multe chestii, așa că dacă nu v-ați abonat, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul de notificare. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, dați-mi un like, dacă nu... E și acea opțiune. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Îmi pare rău că nu reușesc să fiu mai activă și să postez mai mult, mai des, mai interesant, dar îmi revin. Eu trec și trecem noi și peste căldurile astea, că știu că și vouă vă e greu. Vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc zile răcoroase. Pa!